din tot ce înseamnă grija noastră pentru sănătate, cea mai puțină atenție o primesc proprii plămâni sau cea mai multă nepăsare, ca să spunem lucrurilor pe nume. O arată chestionarele medicale, studiile și mai ales numărul suferinților și graviditatea cazurilor. De unde atâta indiferență? Oare chiar ne este indiferent că pneumonia ucide mai mulți copii sub 5 ani decât orice altă boală? Că după o infecție respiratorie, tusea ne poate chinui plămânii chiar și 2 luni? Sau că zilnic intrăm în contact cu oameni despre care nici ei n-au habar că au TBC? Astăzi vorbim despre plămânii fiecăruia, așa cum nu v-a vorbit nimeni până acum, cu luciditate, cu informație incontestabilă, cu speranța că o schimbare este posibilă. Sunt Andreea Badeahui, doamnelor și domnilor, intrați în Arena Medicală, bun venit! Împreună cu noi este doamna doctor Elena Danteș, medic primar pneumolog pentru prima dată în Arena Medicală. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu oricând, cu mare dragă, mulțumim și publicului prezent în platoul emisiunii noastre, studenți ai Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius, dar și membrii ai clubului ISIS, club care reunește oameni preocupați de sănătatea și calitatea vieții lor. Cancerul pulmonar este unul dintre cele mai frecvente tipuri ale acestei maladii teribile, care face mai multe victime decât cancerul de colon, de sân sau cel de prostată combinate. După ce au ajuns la această concluzie, medicii americani au formulat 5 reguli pe care se străduiesc să le transmită la scară generală. Cancerul pulmonar nu vizează doar fumătorii. Chiar și cei care nu au acest viciu se pot îmbolnăvi. Aproximativ 10-15% din cazuri apar la nefumători și mulți dintre acești pacienți sunt femei. Cunoașterea semnelor de avertizare. Atât bărbații cât și femeile ar trebui să cunoască indiciile bolii. O tuse care nu trece, dificultăți de respirație, dureri de spate și dureri de umăr, tuse cu sânge. Aceste simptome trebuie imediat discutate cu un medic. Cancerul pulmonar poate fi dificil de detectat și, până de curând, nu a existat un test destul de bun. Scanarea CT poate evidenția tumorile dintr-o etapă timpurie, rezultând în creșterea ratei de supraviețuire. Screeningul este în prezent recomandat pentru persoanele între 55 și 74 de ani, precum și pentru cei care au fumat un pachet de țigări pe zi timp de cel puțin 2 decenii. Datorită progreselor din ultimul deceniu, noile terapii specifice oferă mai multe opțiuni de tratament. Identificarea modificărilor genetice face ca tumorile să răspundă mai bine la anumite medicamente care pot fi luate sub formă de pastile și au mai puține efecte secundare decât chimioterapia standard. Nu e niciodată prea târziu să renunți la fumat. Cel mai important lucru care o persoană îl poate face pentru a evita cancerul pulmonar este să nu se apuce de fumat. Pentru cei care decid să renunțe acum, în câteva săptămâni sau luni își pot reduce riscul de atac de cord și cancer pulmonar. Oamenii care renunță la fumat și rămân nefumători timp de cel puțin 10-20 de ani își pot reduce riscul de a dezvolta cancer pulmonar cu 50 până la 75%. Renunțarea la fumat poate fi dificilă din cauza că nicotina dă dependență. Este foarte obișnuit ca oamenii să încerce de mai multe ori să renunțe înainte de a se opri definitiv din fumat, a spus Johnson, dar el a subliniat că niciodată nu-i prea târziu să renunți. Așadar, doamna doctor, cancer pulmonar, cât de des spuneți dumneavoastră acest diagnostic? Trebuie să recunosc ca și clinician că în ultima vreme ne confruntăm cu un număr crescut de cancere bronhopulmonare. Noi la Spitalul Clinic de Pneumofiziologie, înainte însemnând acum 3-4-5 ani, diagnosticam un neoplasm la 3 zile. Din păcate, astăzi nu este zi în care cei 4 medici care sunt și bronhologi să nu descopere cel puțin o tumoră bronhopulmonară. Din păcate, acești pacienți vin târziu la medic, tumorile sunt descoperite tardiv, riscul vital este mare, iar șansele terapeutice în cele mai frecvente cazuri sunt nule. Practic, apelăm doar la terapie paliativă, adică de a ameliora simptomele și de a încerca să creștem puțin calitatea vieții. Rolul unui medic este de a face bine oamenii, da? O definiție ușoară pe care o știe orice copilaș. Cum vă simțiți dumneavoastră în fața unei asemenea maladii, în condițiile în care stăpâniți o bază materială extraordinară,
în condițiile în care aplicați tot ceea ce ați învățat, aplicați pe pacienții pe care îi aveți, dar cu toate acestea, ei nu respectă sfaturile dumneavoastră și se ajunge inevitabil la acest diagnostic. În activitatea noastră zilnică încercăm să facem două lucruri, să fim diagnosticieni și să tratăm pacienții noștri, dar niciodată nu uităm să facem prevenție, pentru că se vorbeau de cele 5 cauze care pot conduce la cancerul bronhopulmonar și ce ar trebui să facem. Desigur că suntem necăjiți, ca să nu spun mai mult, de faptul că de foarte puține ori nu suntem ascultați la intensitatea la care ar trebui sau că oamenii nu iau măsurile din timp pentru a nu se ajunge la această afecțiune incurabilă sau care poate să conducă la rezecții pulmonare în cel mai fericit caz. Cred că noi și dumneavoastră împreună putem face mai mult pentru societate, astfel încât să nu ne mai simțim inferiori, infirmi în fața unor asemenea boli. Ar trebui ca în secolul acesta și cancerul să aibă o rezolvare și aici mă gândesc la vindecare și nu numai la supraviețuire. Da, aici vreau să ajung la supraviețuire, pentru că ceea ce dumneavoastră faceți din momentul în care ați diagnosticat un pacient cu cancer este să-l ajutați să trăiască cât mai mult și cât mai bine. Poate de bine. Dar el, pacientul, din moment ce a primit acest diagnostic, ce face mai departe cu viața lui și cu obiceiurile lui? În momentul diagnosticului trebuie să vă spun că deja pacientul este la un prag la care începe să respecte toate sfaturile medicale. La numai început? Că atunci când îl diagnostichezi, deci în fața bolii, problema că este de multe ori tardiv, ar trebui să se întâmple acest lucru, să asculte sfatul acela, nu fumați, pentru că fumatul este principalul factor de risc al cancerului pulmonar, să-l asculte de când sunt tineri sau să nu se apuce niciodată de fumat sau să-l întrerupă atunci când primesc primul sfat de această natură. Din păcate, sfatul este respectat în momentul în care pacientul deja este diagnosticat. Sigur, nici atunci nu este târziu pentru calitatea vieții și supraviețuirea ulterioară, dar de ce să ajungem la o asemenea afecțiune, când suntem singurii care ne putem înlătura acest factor de risc din viața noastră. Nu este iradiere naturală, nu sunt produși toxici din alimente, ca să spunem, nimeni nu spune țigara în mână, ați văzut mesajele acelea cumplite pe care sunt puse pe pachet, care nu sunt luate în seamă, practic ori de câte ori aprind o țigară, citești și sfatul. Cred că trebuie să conștientizăm mai mult populația în sensul păstrării sănătății. Ei, acum vreau să-mi spuneți pe o scară de la 1 la 10, ce șanse ai să faci cancer dacă ești fumător pasiv? 8. Dacă ești fumător pasiv. Nu-i prea mult? Eu le-am luat la împreună, și fumător activ și fumător pasiv. Dar vreau să vă spun, nu în aceeași măsură, fumătorul pasiv are risc de cancer bronhopulmonar, dar și el este supus acestuia. Deci a fi fumător pasiv înseamnă că am riscurile unui fumător activ, nu în aceeași intensitate. Deci eu am dat nota 8 și la fumatul activ și la fumatul pasiv. Practic, 8 din 10 bolnavi cu cancer sunt fumători. Bine, dar despre țigara light ce ne puteți spune? Țigara light, de fapt, este o minciună a firmelor care produc țigări. De ce? Tocmai pentru a scădea frica față de aceste afecțiuni, pe de-o parte. Pe de altă parte, țigara light, chiar dacă conține mai puțină nicotină, tendința fumătorului este de a trage mai mult în piept, mai mult din fumul de la țigaretă, iar efectele sunt aceleași. Deci, practic, este doar a mă minți pe mine că nu-mi fac atâta rău cum aș credea eu că le fac de la țigările obișnuite. Și țigara electronică? Țigara electronică este, de fapt, un mod de a ajuta pacientul să se vreze, să facă întreruperea fumatului, cum? Aducându-i nicotină din țigara electronică, fără produșii aceia cancerigeni, gudroane, gaze și așa mai departe, substanțe iritante pe care le inhalăm odată cu țigareta, dar are două dezavantaje. Primul, că nu putem scăpa de dependența
gestului aceea de a ține o țigară în mână și pe de altă parte și țigara electronică conține o substanță iritantă care conduce la iritarea mucoasei bronșice. Și revenind la aceea pe o scară de la 1 la 10 și cancerul, țigara electronică în dreptul cărei cifre am trece? Țigara electronică, să știți că nu este folosită la lung, este folosită doar ca terapie pe o perioadă scurtă până reușesc pacienții să se lase de fumat. Deci țigara electronică face parte din terapia sevrajului tabagic, ca să nu confundăm lucrurile. Deci ea vine să-mi suplimenteze nicotina din cancer pe această perioadă de aproximativ 2-3 săptămâni în care mă simt obosit, nervos, nu pot să mă concentrez, am transpirații, visez că fumez, sunt foarte, foarte supărat, foarte nervos și atunci se poate apela la o țigară electronică. Eu aș sfătui mai mult să se folosească guma cu nicotină și plasturele cu nicotină. Ele nu au acele substanțe iritante bronșice pe de o parte și pe de altă parte se vindecă mai repede dependența gestuală. În cazul femeilor gravide, țigara electronică poate fi o scuză încă folosită pentru a nu renunța la acest viciu, dar nici de a pune viața copilului în pericol? Din momentul în care o femeie rămâne însărcinată, trebuie să fie conștientă că poartă răspunderea nu numai asupra propriei vieți, ci și asupra vieții copilului dânsei. Trebuie să înțeleagă că trebuie să fie pregătită o femeie pentru sarcină. Și în pregătirea ei pentru a avea o sarcină este inclus și întreruperea fumatului. Și nu aș înlocui o cu țigara electronică, pentru că orice facem din momentul în care femeia rămâne însărcinată poate să aibă un efect negativ asupra fătului. Ca atare, noi sfătuim să se întrerupă fumatul înainte de a rămâne însărcinată. De ce? Tocmai de a nu trăi fenomenele de sevraj în timpul sarcinii. Nu recomandăm niciodată terapie pentru sevrajul tabagic la femeia însărcinată. Trebuie să știe femeia care poartă în pântec un copil faptul că acesta va fi supus la riscul de deces la naștere, de infecții respiratorii în mica copilărie, de a dezvolta astm în mica copilărie, deci este supus la o groază de riscuri dacă ea fumează în continuare, dacă își păstrează aceleași obiceiuri ca înainte de a rămâne însărcinată. Riscurile până unde pot merge? V-am spus, cel mai grav este riscul fătului la naștere. Da, vara este anotimpul cu cea mai slabă calitate a aerului, combinația dintre temperaturi ridicate, vânturi slabe, brize, poluare și particulele din aer dă naștere unui amestec nesănătos. Aceste substanțe vă pot îngreuna respirația și vă pot lua energia. Dacă aerul este de o calitate slabă, pot fi necesare chiar și câteva zile pentru ca sângele să elimine substanțele nocive. Dacă sunteți expuși în mod regulat unui mediu cu o calitate scăzută a aerului, consecințele asupra sănătății se pot simți timp de câteva luni sau chiar ani de zile. Unul dintre cel mai intens cercetați poluanți din perioada verii este ozonul. Acesta apare atunci când lumina soarelui declanșează o reacție chimică între moleculele care conțin oxigen și poluarea provocată de autovehicule, centrale electrice, fabrici, etc., potrivit National Health Institute din Statele Unite ale Americii. Ozonul este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înnecăcios. Se concentrează în stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV, dăunătoare vieții. La nivelul solului, se comportă ca o componentă a smogului fotochimic. Se formează prin intermediul unei reacții care implică în particular oxizi de azot și compuși organici volatili. Un nivel prea mare de ozon reduce capacitatea de funcționare a plămânului și provoacă anumite inflamații sau umflături ale căilor respiratorii. Dacă nivelul este extrem de ridicat, apare tuse, iritațiile la nivelul gâtului, durerile în piept la respirație. Impactul este chiar mai grav asupra astmaticilor. Efectele negative ale ozonului sunt foarte rapide și se accentuează în timp. Când oamenii aud că va urma o zi rea pentru aer, majoritatea se așteaptă ca modul în care vor respira în ziua aceea să fie afectat.
De fapt, efectele nu devin vizibile decât la o zi sau două distanță, explică cercetătorii. Dacă doriți să ieșiți afară în zilele cu cod roșu pentru calitatea aerului, încercați să reduceți timpul petrecut în mediul expus riscului de îmbolnăvire. Dacă aveți obiceiul de a alerga timp de 45 de minute, în asemenea zile, alegeți să vă plimbați pentru o oră și jumătate. Evitați alergatul și ciclismul pe străzile cu trafic greu. Bun, și acum, să spunem că renunțăm la acest viciu, la fumat, și încercăm să ne oxigenăm și creierul și mintea, dar și sufletul, făcând o plimbare sau căutând locuri relativ cu aer proaspăt, cu aer sănătos. Și acum o să vă rog pe dumneavoastră să ne direcționați către aceste locuri, pentru că noi nu am reușit să le identificăm. Modernismul a adus și el păcatele lui, ca să spunem așa. Și cu cât aglomerarea populațională este mai mare, cu atât și poluarea este mai mare. Cu cât industrializarea este mai mare, poluarea este mai mare. Sigur că toți ne gândim să ne refugiem în parcuri, la munte, acolo unde poluarea este mai mică, să evităm zonele în care cunoaștem că există poluare. Lucrul acesta e destul de delicat pentru noi. Pentru că, de fapt, nu e așa. Da, așa este. Este destul de delicat. Nu știu ce aș trebui să vă sfătuiesc aici. Desigur, toate aceste produse pot să determine iritații bronșice, tuse cronică, cum a spus, poate să determine bronșite, poate să declanșeze exacerbări ale astmului bronșic, depinde de ce tip de substanță este, depinde de ce tip de alergen apare și depinde ce vehiculează curenții de aer atunci când avem vânturi puternice și așa mai departe. Bine, și acum o să mă întreb pe dumneavoastră, unde ieșim la o plimbare să respirăm aer proaspăt? Aer curat. Poate că pe malul mării sau mai în parcurile... Această, titulatura de aer curat există, dar unde îl și regăsim? Da, e greu să vă spun eu direct, dar există o legislație prin care se încearcă protejarea mediului și fiecare instituție are obligația de a nu polua mai mult decât cotele necesare, cotele care sunt impuse. Ce măsură este respectată această lege, e greu să o spunem și nu ar trebui să o facem noi acest lucru. Noi încercăm doar să identificăm cum putem avea un mod de viață sănătos și ce ar trebui să le spunem acelora pe care îi vedem în jurul nostru că apelează la bucurii nocive. Cum să-i determinăm totuși să renunțe la lucrurile care cred ei că le fac viața mai frumoasă, dar este de fapt opus? În momentul acesta mi-a venit în cap, mi-am amintit de cei care aleargă, care fac un lucru extraordinar, că fac sport și îl fac în folosul sănătății. Dar nu le-aș recomanda să alerge pe trotuar sau pe stradă, cum deseori îi vedem, ci le-aș recomanda să alerge pe malul mării sau în parcurile cele mai mari pe care le avem în Constanța și astfel aș putea puțin să evit poluarea, pentru că în momentul în care alerg eu hiperventilez și inhalez o groază de particule din acestea toxice. Dar să știți că plămânul se apără. Plămânul este în așa fel constituit, are niște cil vibratil, un mucus care se elimină și prin tuse care... Până la urmă și tusea este un mecanism de apărare al plămânului, aceste particule sunt eliminate. Bun. Și pentru cei care optează pentru un weekend la munte, pe același principiu, că acolo vor găsi aer proaspăt și curat, ce le transmitem? Gândesc corect sau lumea modernă a schimbat și aerul de la munte? Cred că sunt zone la munte în care își păstrează această particularitate de aer. Care? Aer curat. Sigur, nu în stațiunile aglomerate, în centru, unde avem mașini una după alta și așa mai departe. Dar eu cred că sunt încă. Sunt locuri la țară, unde este foarte frumos, unde rar vezi trecând câte o mașină, dacă este să ne gândim la satele noastre, care nu mai sunt populate de altfel. Există anumite tehnici care ajută la curățarea plămânilor? Vă spun, tusea este una dintre ele. Fiziologică. Fiziologică. Alte tehnici nu există.
alte tehnici. Aici, dacă este să vorbim individual de fiecare afecțiune și dacă este să ne gândim la astmul bronșii, pentru că este afecțiunea care are cel mai frecvent exacerbări și la bronhopneumopatia cronico-obstructivă, boala aceea obstructivă a fumătorului, într-adevăr, aici trebuie evitat pe cât posibil. Cred că ați văzut metropole internaționale unde se merge pe stradă cu masca, ca astfel încât să protejeze cât de cât sistemul respirator, să nu inhaleze atâtea particule toxice. Aș mai sfătui pe cei care lucrează, deci care au o expunere profesională. Sunt foarte puțini care își pun masca pe față. Totdeauna îmi spun că nu pot să lucreze așa. Și noi la spital suntem un mediu cu risc, nu? Și întotdeauna noi în saloane intrăm doar cu mască, deci doar cu protecție. Aerosolii mai sunt eficienți în ziua de astăzi? Reușesc aerosolii să facă față invaziei? Nu sunt indicați decât în situații exacte, precise, cu anumite scopuri medicale. Nu aș indica aerosoloterapia să fie făcută de oricine și oricum. Sunt substanțe care prin aerosolizare irită mucoasa bronșică și ele trebuie făcute doar cu sfatul medicului. Cu alte cuvinte, să achiziționăm un astfel de aparat dintr-o farmacie și să-l folosim acasă? Nu, doar dacă medicul dumneavoastră pneumolog vă spune că aveți indicație, că atunci când faceți o exacerbare, aveți nevoie de o anumită medicație pe care trebuie administrată inhalator. Dar la salină avem voie să mergem oricând? Salina este bine cunoscută pentru că are un nivel extrem de mic de alergeni. De aceea este bună salina. Fiind un nivel, având un mediu cu nivel mic de alergeni, pacienții cu astm pot să își controleze, dar este doar un adjuvant la terapie și nu o terapie completă. Aș vrea să se rețină acest lucru. Acum, în această perioadă, primăvara încearcă să fie mai prietenoasă, dar nici vară totuși nu putem spune că este. Aparatul respirator la ce este predispus? În timpul primăverii sunt gramineele, există polenurile care la fel sunt iritante pentru plămâni, pentru arborele bronșii, la astmatici, cum vă spuneam în special. În timpul verii cred că avem aerul condiționat și sunt persoane care sunt extrem de sensibile la aerul condiționat. Sunt și anumiți microbi care pot fi transmiși prin aparatele de aer condiționat la care nu se schimbă filtrul deloc și asta la noi în țară sunt destul de puțin cunoscute și o practică destul de rară a schimba filtrele la aerele condiționate. Trebuie să știți că de altfel virusurile sunt ceva mai rezistente în perioada rece și au o durată mai lungă de viață decât în perioada de vară. Dar cred că una peste alta trebuie să ne bucurăm de fiecare anotimp cu ceea ce ne aduce el frumos. Ce ne aduce frumos primăvara? Primăvara, cum? Culoare, flori, o splendoare, reîntinerire, tinerețe, un nou început și așa mai departe. Ne aduce polenul, de exemplu. Pentru astmatici este un anotimp cu problemă. Totdeauna noi ne sfătuim pacienții noștri să fie la cei care prezintă astm sezonier, pentru că nu toți astmaticii au astm sezonier, dar la cei care știu acest lucru, să își intensifice, sau mai bine zis, să intensificăm un pic terapia, astfel încât să rămână controlați și pe perioada primăverii. Fie asociem o medicație nouă, fie creștem doza medicației anterioare, adică facem un step up al medicației pe care l-avea. Și întotdeauna, principal, este evitarea factorilor trigger, a lucrurilor care pacientul simte că îi face rău. Am vorbit la început despre pneumonia și copiii cu vârste sub 5 ani care mor, din ce în ce mai mulți copii care mor din cauza pneumoniei și vreau să-mi spuneți cât de adevărată este o vorbă mai veche pe care mi-o spunea și mama și bunica și cred că nu numai mie, cred că și altor copii, dacă faci baie în mare și apa este foarte rece, poți să faci pneumonie. Adevărat sau fals? Fals. Fals. De ce? Pentru că virozele, pneumoniile, bronșitele au drept factor cauzal un microb sau un virus și nu apa rece.
Ce riscuri există totuși? Și au de suferit plămâni, într-adevăr, pentru cei care fac baie acum în acest sezon? Meteorologii spun că nu sunt mai mult de 19 grade la apa mării. Dacă temperatura nu este conformă, apar dezechilibre ale temperaturii corpului și pot să mă predispună pe mine să fac o boală infecțioasă. Pot să scad într-un grad mai mare sau mai mic, în funcție de fiecare persoană, imunitatea locală a mucoasei traheobronșice, mucoasei nazale, mucoasei bucale faringiene, că de fapt e una și aceeași mucoasă, să-i scad ceva imunitatea și să am o și să să fac patul unei pneumonii, dar nu este factorul cauzal al acestor afecțiuni. O să vorbim puțin mai târziu și despre tulburările de somn, pentru că dumneavoastră la spital acolo chiar le studiați ceva mai târziu, însă o să aflăm și răspunsul specialiștilor la întrebarea pe care am lăsat-o săptămâna trecută, de ce se sărută oamenii. Apoi, ca de obicei, avem un nou test pentru cei cu mintea ageră. Revenim imediat în Arena Medicală. Rămâneți cu noi! Ediția de astăzi continuă alături de invitata noastră, dar nu înainte să consultăm, ca de obicei, sistemul public de sănătate. De această dată ne preocupă o situație alarmantă, nemai întâlnită până acum. În aproape toate spitalele din țară, vaccinul antitetanos lipsește din stoc. Medicii fie îi roagă pe pacient să-și cumpere de la vreo farmacie care îl mai are, fie trimit bolnavii acasă, fără să le facă profilaxia necesară. Grav este că nevaccinați, pacienții riscă să facă tetanos, boala ce atacă mușchii și poate duce chiar la moarte. La Oradea, de exemplu, managerii celor două mari unități spitalicești au fost nevoiți să împrumute serul de la alte spitale din județ sau de la medicii de familie care încă-l mai aveau în cabinete. De aproximativ o lună nu mai avem nicio doză de vaccin antitetanos, de fapt nicio formă de profilaxie antitetanică. Practic, ne-am înscris și noi în lista spitalelor care de foarte multă vreme nu au. Ne-am fost ultimul spital care, datorită unui stoc mai consistent, am reușit să supraviețuim până acum o lună cu ceea ce am avut. De la Direcția de Sănătate Publică nu au mai primit nimic de foarte multă vreme și nici nu au vreo șansă să primească prea curând. Vaccinul antitetanic nu există momentan în stocul Direcției de Sănătate Publică a județului Bihor de aproximativ două luni. Ultimele doze au fost distribuite de la Direcția de Sănătate Publică la medicii de familie din județul Bihor, aproximativ 300 de doze care au mai fost în stoc. În acest timp, toți pacienții care ajung la camera de gardă mușcați de animale sau cu plăci tăiate sunt în mare pericol, fiindcă boala declanșată de o bacterie care se dezvoltă în rănile incorrect tratate poate duce la complicații grave. Forma cea mai severă este boala care se numește tetanos și care are manifestări care în final pot pune și viața în pericol. Boala se manifestă prin contractura puternică a întregii musculaturi, apoi prin rupturi musculare, fracturi osoase, iar în cele mai grave cazuri, prin oprirea respirației și paralizia mușchilor respiratori. O doză de vaccin antitetanos din import costă aproape 50 de lei, adică mult prea mult pentru pacienții români. Normal, nu e logic, dar dacă asta este problema României, nu e a noastră, de fapt, a pacienților. Am văzut în zilele astea cât am fost aici că trebuia să se plătească antitetanosul de client. În prezent, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor are obligativitatea și responsabilitatea pentru vaccinarea gravidelor la indicația medicului în specialitatea obstetrică ginecologie. Spitalele și alte unități sanitare care au nevoie de acest vaccin și îl pot achiziționa prin licitație sau de la distribuitorii de produse farmaceutice. Soluția ar fi, deci, ca vaccinul să se cumpere de la producătorii din străinătate, dar prețul este de 10 ori mai mare. Situația a devenit dramatică în ultimii 2 ani, după ce Institutul Cantacuzino nu a mai produs vaccinul antitetanos.
Ziceam că o să vă pomenim foarte, foarte pe scurt despre problemele pe care le au oamenii în somn, problemele oamenilor din 2013, pentru că mereu această simptomatologie se schimbă de la an la an, când apar și tot felul de afecțiuni noi sau le descoperim pe cele vechi, aflăm alte lucruri. Despre patologia de somn, cum o numește doamna doctor, o să vorbim mai multe, dar pe Facebook, după sfârșitul acestei ediții. Spuneți-ne, știu că în spitalul în care dumneavoastră activați există un laborator, în ghilimele, în care studiați somnul pacienților. Mai exact, cine poate veni la dumneavoastră și ce este cu acea cameră de somn? Sindromul de apnee de somn este o afecțiune de mult cunoscută. Numai că în România, în ultimii 5-7 ani, noi am început să diagnosticăm această boală. Și cum clinica noastră nu poate să stea la distanță de tot ce se întâmplă nou în România, apropo de pneumologie, cred că avem deja, intrăm în al treilea an de când funcționează laboratorul de somn la noi în spital. În ce constă? Sau cine, m-ați întrebat, cine poate să se adreseze? Tipologia pacientului cu sindrom de apnee de somn este următoarea. De obicei este obez, sforăie noaptea, partenerul ne spune că face pauze în respirație în timpul nopții, prezintă un somn neodihnitor, se scoală dimineața cu durere de cap, nu se poate concentra în timpul zilei, adoarme peste zi imediat cum stă într-un loc liniștit pentru că nu a avut un somn bun, de calitate. Și de cele mai multe ori dezvoltă și afecțiuni sau li se agravează afecțiuni precum hipertensiunea arterială sau diabetul zaharat. Aceste perioade de pauză de respirație în timpul nopții se numesc apnei. Dacă apar mai mult de 10 apnei pe ora de somn, cu o durată mai mare de 10 secunde, sindromul de apnee în somn este diagnosticat. Nu trebuie decât să obiectivăm cele spuse de partener printr-o înregistrare în timpul nopții care se numește poligrafie. Practic pacientul doarme cu un aparat mititel, așa cum se întâmplă la holter de exemplu, cu un senzor nazal și cu un senzor pus pe deget care va măsura în timpul nopții oxigenul, frecvența cardiacă și respirațiile noastre, iar a doua zi noi descărcăm traseul din cursul nopții și putem diagnostica sau nu. Practic, ce se întâmplă în timpul nopții? Noi nu mai suntem atât de vigilenți ca ziua. Mai mult, avem niște modificări particulare ale faringolaringelui, avem un gât îngust, îi spunem noi. Țesutul adipos de la nivelul gâtului apasă pe faringolaringe, iar acesta uită să se mai deschidă în timpul nopții. Se deschide, intră aerul și nu se mai deschide. Și apare o perioadă de apnee. După o perioadă de apnee, scade foarte mult oxigenul în sânge. Acesta este lucru cu risc. Risc pentru bolile cardiovasculare. Scade oxigenul, organismul este alertat, pacientul se microtrezește, deci aș vrea să spun că pacientul nu-și dă seama de această afecțiune pentru că el nu ajunge până la o trezire astfel încât să conștientizeze acest lucru și adoarme din nou. După care mai sforăie puțin și apare o nouă apnee. Fiind un lucru mecanic până la urmă, nu o închidere a gâtului, tratamentul este și el de asemenea mecanic. Practic apelăm la un aparat care insuflă aer în timpul nopții, care nu mai lasă căile aeriene centrale să se colabeze, să se blocheze și atunci niciodată pacientul nu va mai ajunge să aibă o scădere a oxigenului în sânge și prevenim toate complicațiile care sunt scrise până la moarte subită. Și vreau să vă spun că acest sindrom nu este o boală care se ține de vârstă, poate să apară și la copii, apare la tineri și de foarte multe ori auzim de cazuri de moarte subită în somn care de fapt au avut această explicație. Trebuie doar să ne controlăm, trebuie să ne reamintim că existăm, că puteți veni la noi, că putem face o înregistrare și putem să și tratăm. Pentru că noaptea de titrare se face la spital. Dacă noaptea de diagnostic se poate face acasă, în condițiile în care fiecare om doarme, este obișnuit și doarme mai bine, cea de-a doua noapte de titrare se face la spital.
aparatele de aer condiționat despre care am vorbit mai devreme ne fac verile suportabile și iernile mai plăcute la serviciu, dar și acasă. Despre asta știm cu toții, nu toți cunoaștem însă efectele negative ale utilizării lor. Este poate o severă lacună de informație din cauza căreia ne expunem involuntar și fără să știm a unor boli care pot provoca inclusiv agravarea celor vechi. Aerul din interiorul unei clădiri poate fi contaminat într-o măsură mai mare decât cel din afară. Din cauza faptului că ne petrecem majoritatea timpului în spații închise, riscul de îmbolnăvire crește în cazul celor cu probleme respiratorii și boli cardiovasculare. Aparatele de aer condiționat pot împrăștia poluanți precum bacterii, virusuri, polen, mucegai, fire de păr de la animale. De asemenea, ele nu aduc aer proaspăt de afară și, prin urmare, nu ajută la diminuarea concentrației de poluanți din încăpere. Persoanele care lucrează în birouri cu aer condiționat prezintă mai multe semne de îmbolnăvire decât cele care nu lucrează într-un asemenea mediu, constată un studiu recent publicat în International Journal of Epidemiology. Simptomele includ dureri de cap, oboseală, dificultăți de respirație, iritații ale pielii. O posibilă explicație a acestor simptome este ventilația deficitară a aerului. Aerul condiționat poate genera umiditatea necesară dezvoltării unor bacterii care ne pun în pericol sănătatea. Pentru procesul de dezumidificare, aparatul de aer condiționat depune particule de apă într-un vaporizator care, dacă nu este golit, dă naștere unui mediu propice dezvoltării bacteriilor. 3 dintre infecțiile bacteriene cauzate de sistemul de aer condiționat sunt pneumonia, legionela și febra Pontiac. Și sinuzita poate fi cauzată de aerul din încăperile cu instalații de condiționare. Surprinzătoare este însă legătura descoperită între aerul condiționat și obezitate. Căldura artificială generată iarna și răcoarea eliberată vara elimină variațiile de temperatură ambientală, astfel încât organismul nu mai depune efort pentru a se încălzi sau răci. Lipsa acestui efort poate cauza obezitatea. Spuneați mai devreme că apnea în somn este oarecum asociată și cu sfărăit. Sfărăitul, acele persoane care sfărăie. Cercetătorii americani spun că sunt 80% dintre bărbați care sfărăie. Și acum vreau să-mi spuneți dacă sfărăitul este într-adevăr o problemă medicală. De sfărăit se ocupă orelistul. Noi ne ocupăm de sindromul de apnee în somn, pentru că sfărăitul nu este o boală ca atare, numai că sfărăitul cronic poate să ducă la deteriorarea elementelor anatomice ale faringelui și ale laringelui, care în timp poate să aibă un impact asupra calității vieții. De aceea, noi întotdeauna colaborăm și există o echipă multidisciplinară în care intră și orelistul, pe lângă cardiolog, pe lângă nutriționist, pneumolog. Aici vreau să ajung și la nutriție, pentru că de multe ori când vorbim despre o afecțiune, vorbim de mai mulți specialiști, de o echipă, așa cum ați spus și dumneavoastră, cu care trebuie să lucrați ca să stabiliți exact diagnosticul unui pacient. Ce se întâmplă cu un pacient care, după ce își află diagnosticul, dă bir cu fugiții? Cât de periculos este în afecțiunile pe care dumneavoastră le tratați ca un pacient care își primește diagnosticul, pentru care dumneavoastră ați întocmit o scrisoare medicală consistentă, cât de important este ca acesta să urmeze instrucțiunile pe care le-a primit de la dumneavoastră? Vreau să vă spun că acest lucru se întâmplă. Din păcate, se întâmplă. Este important să știm despre ce vorbim aici. Dacă este să vorbim despre tuberculoză, trebuie să știți că facem tot posibilul ca această persoană să nu rămână în colectivitate, să disemineze afecțiunea la contactii lui. Dacă este vorba de alte afecțiuni neinfecțioase care nu pun în pericol viața celor din jur, cred că ceea ce transmite medicul curant este foarte important pentru pacient. Atâta timp cât pacientul a înțeles care este tratamentul, care sunt riscurile, dacă se vindecă, dacă nu se vindecă, dacă trebuie să vină la control sau nu trebuie să vină la control, cred că pot să îi să ajungi la o anumită comuniune, comunicare, să aibă încredere în tine și să te asculte, să facă tot ce îi spui.
Și o ultimă întrebare. Există vreun vaccin pe piață pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l facă la ora actuală pentru a se feri de anumite probleme respiratorii? Nu. Și nu numai? Nu poți să faci un vaccin astfel încât să ai plămânul sănătos o viață. Dar poți face ceva ca să stai departe de unele probleme medicale? Aș da câteva sfaturi. Sigur că e bine să ne facem vaccinările pe care le auzim în cadrul, în funcție de epidemiile care apar și dacă suntem persoane la risc. E bine să evităm colectivitatea. Este bine să colaborez foarte bine cu medicul de familie, să știu care îmi sunt riscurile pe care le am, riscurile respiratorii în acest caz. Este bine să fiu ponderat, să fac sport. Este bine să-mi protejez copilul foarte tare. Am o problemă aici cu familiile în care se fumează și copilul este fumător pasiv, pentru că vreau să vă spun că dezvoltarea plămânului se face până la vârsta pubertății, spre 18 ani, atunci plămânul este matur. Până atunci, orice modificare, orice agent exterior poate să conducă la cicatrici, dacă vreți, sau la o maturare mai proastă sau la o hiperreactivitate a plămânului, deci cu risc să dezvolte afecțiuni mai târziu. Banala spălare pe mâini, deci lucrurile de igienă, de bază pe care trebuie să le îndeplinim cu toții. Altfel, sfatul medical al medicului de familie și al specialistului trebuie să fie țintit pe omul pe care îl avem în fața noastră. În următoarele două minute punem împreună banii și sănătatea într-un subiect care ne privește pe toți și care a provocat dezbateri încă neîncheiate, coplata. După prima lună de la intrarea în vigoare a taxei, sumele strânse în conturile spitalelor sunt infime și ajung numai pentru alcoolul sanitar ori pentru serul fiziologic. Încrezător totuși, ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu așteaptă sfârșitul anului ca să tragă linie și în funcție de rezultat va decide dacă vom plăti sau nu în continuare pentru internarea în spital. De la 1 aprilie, românii care au fost internați în spitalele de stat sunt nevoiți să plătească la externare o taxă, care nu trebuie să depășească 10 lei, după cum a stabilit Ministerul Sănătății. Asta indiferent de perioada petrecută în spital. Nu e nicio problemă, 10 lei sunt nimic. Nu este o sumă așa de mare pe care să nu o poată plăti cineva, pentru că majoritatea sunt fumători și un pachet de țigări este mai puțin decât, mai mult decât o taxă care se plătește aici. Mult, nu? Oricum plătiți asigurare medicală. Ce să facem, asta e? Cine-i de bine? Nu este mult 10 lei. Ar trebui să fie gratis. Nu ar trebui nicio taxă, pentru că suntem angajați, plătim și noi impozii, cum se plătește. Și asta e, bineînțeles. Totuși, sunt anumite categorii de pacienți care nu plătesc această taxă. Urgențele, unii bolnavi cronic, gravidele, lăuzele și pensionarii cu venituri sub 740 de lei, așa că la final de lună nu se strâng prea mulți bani în conturile spitalelor. În luna aprilie avem o sumă colectată de 7.010 lei. Mică, mare, cum pare? Ne așteptam la această sumă. Se raportează la numărul de externări și la persoanele, pacienții care s-au încadrat în ordinul Ministrului Sănătății cu privire la coplată. Deși par mulți, pentru un spital sunt foarte puțini. Ce se poate face cu acești bani? Să achiziționeze materiale sanitare, eventual un alcool sanitar pe o lună de zile. Este clar că de 7.000 de lei la nivelul Spitalului Județean de Urgență, când costurile sunt foarte mari, cam astea sunt. Noi totuși suntem mulțumiți că acest sistem a funcționat fără niciun fel de probleme în luna aprilie. Nu am avut din partea pacienților niciun fel de reacție. Mi se pare normal. Și cu 10 lei ce să facă cu 10 lei? Foarte puțin. Ori e foarte puțin, ori n-ar pune deloc. În primul rând nu știm unde se duc banii ăștia. Și în al doilea rând, odată ce plătește asigurarea, ce se mai plătește și coplată. Nu-i văd rostul. Pentru că urgențele sunt scutite de la coplată, unii pacienți s-au obișnuit deja să sune la ambulanță atunci când vor să meargă la spital, ceea ce a crescut foarte mult numărul solicitărilor.
După o foarte scurtă pauză, Arena Medicală continuă aici în platou, dar și pe pagina de Facebook și pe site-ul emisiunii, unde vă așteptăm opiniile și experiențele. Din mesajele dumneavoastră vom alege idei și subiecte pentru edițiile viitoare. Revenim în câteva momente. Rămâneți cu noi! Am intrat în ultima parte a acestei ediții. V-am reamintit înainte de pauză de întrebarea noastră de la rubrica Mintea ta e cea mai puternică, așadar revenim cu răspunsul, dar mai întâi colegii de la știri ne spun câteva dintre cele mai importante subiecte ale reporterului de la 19:30. Mulțumim. În ultima parte a acestei emisiuni ni s-a alăturat Aura Togan, medic specialist dermatolog. Bună ziua, bun venit pentru prima oară în Arena Medicală. Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre plasma fereză. În urmă cu ceva timp, tot aici, în Arena Medicală, ați aflat despre o procedură medicală de avangardă care devenise atunci disponibilă și în România. În emisiunea noastră a venit atunci și părintele acestei terapii și la final v-am promis că vom urmări subiectul și vom analiza împreună rezultatele. Iată că astăzi suntem în măsură să vă înțelegem de promisiune și să vă spunem care sunt noutățile în domeniu și, de ce nu, să revenim în următoarele ediții și cu alte răspunsuri la întrebări, dacă vor veni din partea dumneavoastră. Doamna doctor Togan a participat la toate aceste cursuri, ba chiar a fost plecată din țară, s-a reîntâlnit cu părintele acestei proceduri în Rusia, acolo unde a văzut cum lucrează dânsul în spitalul în care oferă consultații. A revenit la Constanța și suntem pregătiți să vedem din nou aici astfel de proceduri. Pentru cei care n-au avut posibilitatea să ne urmărească la vremea respectivă, în urmă cu aproximativ două luni și nu știu nimic despre plasma fereză, haideți să le spunem despre ce este vorba. Da, sigur că da. Plasma fereza este cea mai simplă și naturală metodă de detoxifiere a organismului. Mai exact, este o metodă extracorporeală prin care sângele este filtrat și este separat în elemente figurate și plasmă, iar apoi plasma este ultrafiltrată printr-o membrană specială și sunt eliminate rezidurile și toxinele din organism. Așa, pe scurt, povestea este cât se poate de... Foarte simplu și foarte ușor. Pentru pacient, ce presupune această procedură? De data aceasta, pentru pacient, este chiar mult mai simplu. S-ar putea ca marea majoritate a pacienților să fie auzit de plasma fereză, deoarece în dializă se folosește plasma fereză și pacienți pe dializă care fac dializă sunt destul de mulți. Un singur abord venos există pentru pacient și, practic, acela este tot disconfortul pe care pacientul îl resimte. Cu alte cuvinte, o singură înțepătură. Exact, o singură înțepătură, li se prinde un cateter, iar de acel cateter se atașează dispozitivul, kitul de filtrare a sângelui. Dacă ar fi să facem o comparație strictă cu dializa, care ar fi diferența? Diferențe sunt mai multe. În procedura de dializă sunt două aborduri venoase. Două înțepături, adică? Două înțepături, una pe mână, una pe cealaltă. Filtrarea la noi se face prin membrană. Este o metodă foarte simplă, deoarece sângele care este practic afară din organism este într-o cantitate foarte mică. Și chiar și așa, la scurt timp, el este reintrodus. Reintrodus. Cantitatea maximă de sânge este de 65 de mililitri care sunt scoși afară din organismul uman și imediat sunt reîntorși, dar înapoi în organism nu mai intră tot. Nu intră decât elementele figurate ale sângelui, plasma practic fiind eliminată. Se colectează într-o pungă colectoare, iar în acea plasmă se găsesc elementele patologice din organism. Și prin acest procedeu se elimină cam aproximativ 70% din elementele patologice din sânge. La vremea respectivă, după ce am difuzat noi acel prim material despre procedură, au apărut tot felul de întrebări. Una dintre ele suna în felul următor. Ce o să simtă pacientul după această procedură? Este echivalentul stării de leșin de după o donare de sânge? Nu, absolut deloc. Deci pacientul vine așa cum vine, așa pleacă. Nu are niciun simptom, nicio manifestare, absolut nimic. Doar în timp va sesiza o senzație de bine și revigorare și energizare organismului. E de altfel senzația pe care dorește să o obțină. Exact, că exact. Doar de aceea a apelat la procedură. Cât durează o astfel de procedură?
O astfel de procedură durează aproximativ o oră, o oră și jumătate și asta este în funcție de kilogramele pe care le are pacientul, deoarece cantitatea de plasmă este scoasă în funcție de kilogramele pacientului. Deci nu scoatem noi cât considerăm așa după ochi. Bun, noi acum am discutat despre procedură, v-am spus cam despre ce este vorba. Acum important este să știm cine ar trebui sau cui este recomandată această procedură, pentru că, lăsând deoparte modul în care se efectuează, de altfel foarte ușor, tot la bază stă o cauză medicală. Și atunci haideți să ne spuneți pentru ce pacienți este recomandată plasmafereza. Nu neapărat. Deci nu este recomandată neapărat pentru pacienți. Este adevărat, plasmafereza se folosește în peste 150 de afecțiuni, de la cele mai simple, cele mai banale, până la cazurile cele mai grave. Dar eu, în prima fază, aș recomanda plasmafereza persoanelor sănătoase, persoanelor care vor să se simtă bine, vor să fie sănătoase și pe termen lung. Deoarece, cum am spus la început, plasmafereza este o procedură de detoxifiere a organismului. Oricine din noi avem nevoie de o astfel de procedură. Și aș recomanda întâi în prevenție. Se poate face această procedură o dată pe an și este absolut suficient pentru oricine, persoană sănătoasă vorbind, iar apoi în funcție de afecțiuni se face o primă curățare, iar apoi în funcție de analizele pe care le are discutăm la ce interval de timp se mai face încă o procedură. Care sunt afecțiunile recomandate? Afecțiuni recomandate se poate folosi în oncologie, în obstetrică ginecologie, în pediatrie, în reumatologie, în dermatologie, în bolile autoimune. Deci sunt foarte multe afecțiuni unde se poate folosi. În afecțiuni cardiace, pediatrie. Acolo în Rusia, pentru ce erau cel mai des practicate? În perioada în care am fost eu acolo, pot să vă zic că am văzut femei gravide care au venit. Una din paciente avea un edem chinche, era foarte edemațiată și foarte umflată. Practic, ochii erau lipiți, nu putea să mai vadă, iar numai după o simplă procedură a plecat foarte ok. A fost o transformare, nu mă așteptam sincer, să fie atât de vizibilă și eficientă. În Sankt Petersburg, pentru că eu am fost în clinică la domnul profesor, le folosesc pentru absolut orice. Deci ei au o clinică specializată cu astfel de pacienți și le vin pacienți de pretutindeni. La vremea respectivă, domnul profesor, când a venit în România și a venit la noi în emisiune, vorbea despre efectele benefice pe care le are în cazul bolii Lyme, în cazul pacienților cu psoriazis. Da, exact. Deci are o foarte mare utilitate. Acum, în măsura în care și pacienții sunt interesați, putem să discutăm într-o eventuală emisiune, într-o următoare emisiune despre dacă fiecare afecțiune. Dacă ar fi să detaliem și să spunem cele mai de succes afecțiuni în care plasmafereza este eficientă, care ar fi acestea? În general, în complexele autoimune, în bolile autoimune, cu psoriazisul, cum ați spus și mai devreme. Deci este foarte eficient. Dar acum depinde foarte mult și de pacient. Deci fiecare tratament, după cum știți, este personalizat și pentru mai multe informații ar trebui să vorbim cu pacienții, fie face-to-face, fie la telefon, sau pe internet, sau cum preferă ei. Acum fiecare caz este special și nu poate fi generalizat. Bun, atunci e corect să mai punem și o altă întrebare. Cui nu este recomandată această procedură? Teoretic, contraindicații nu prea sunt. Adică, doar dacă pacientul se știe cu alergie cunoscută la substanțele de transfuzie pe care le folosim noi, acestea fiind serul fiziologic. De altfel, niște substanțe fiziologic, da, și un anticoagulant unde n-ar trebui să fie probleme și în funcție de analizele fiecăruia ar mai fi câteva lucruri de discutat, spre exemplu, într-o hipoproteinemie, când nivelul proteinelor din sânge este mai mic de 55 de grame pe litru,
atunci nu ar fi indicat, dar nu pot considera contraindicație, pentru că acest lucru se poate rezolva. Deci orice altă problemă se rezolvă. Dacă pacientul într-adevăr dorește să facă plasmafereză. Ce ar mai fi de spus despre plasmafereză, lucru pe care cei care ne urmează ar trebui să le știe și nu am reușit noi să le spunem până acum? Aș vrea, în România se utilizează plasmafereza, dar mai mult la pacienții dializați și în afecțiuni foarte grave. În Rusia, din ce am observat eu, folosesc pe scară largă această procedură. Este, aș putea să zic, uzuală la ei și am aflat că a fost folosită în instituțiile militare și primii care au beneficiat de această procedură au fost cei din instituțiile militare și în afecțiuni foarte, foarte grave. Dispozitivul pe care l-a patentat domnul profesor este unul la purtător, îmi place mie să-i spun, deoarece se poate strânge, băga într-o geantă, da, și deplasa și cu el. Exact acolo unde ai nevoie, chiar dacă pacientul, deci dacă pacientul nu poate să vină, ne putem deplasa noi la pacient. Pe de altă parte, dar tot pe Facebook n-o să divulgăm că iar totul acum în emisiune, o să le spunem telespectatorilor noștri, chiar invităm să intre pe pagina noastră de Facebook și acolo o să afle că există foarte mulți sportivi care apelează la această procedură. N-o să spunem acum despre ce este vorba și de ce apelează sportivii sau de ce ar trebui să apeleze sportivii. Păi din același motiv care l-am spus la început. Prin detoxifierea organismului se produce o energizare a corpului, iar dacă sportivii folosesc această procedură înainte de competiții, au un randament mult mai crescut în competiția respectivă. Și acum vine întrebarea firească. O să ni se facă foame după această procedură? Avem nevoie să consumăm multe lichide după aceea? Multe lichide, multe proteine, aveți voie să mâncați orice. Putem să conducem mașina după ce... Cu siguranță, da, fără nicio problemă. Și totuși ceva de rău putem să spunem? Deocamdată nu. Și nu cred că va fi cazul. Într-o ediție precedentă v-am provocat să descoperiți de ce se sărută oamenii. Iată cel mai nou răspuns pe care l-a dat știința medicală acestei întrebări. Cel mai simplu răspuns ar fi acela că oamenii se sărută deoarece se simt bine când fac asta. Însă pentru cei cu adevărat curioși, astfel de răspunsuri nu vor fi niciodată suficiente. Din categoria acestora fac parte și filematologii, oamenii de știință care studiază anatomia și evoluția istorică a sărutului. Până acum, acești savanți nu au explicat exact care sunt originile sărutului, însă au câteva teorii legate de acest subiect, constatând totodată modul în care noi suntem afectați fizic de sărut. Una dintre marile probleme este dacă sărutul reprezintă un comportament învățat sau instinctual. Unii specialiști susțin că este vorba despre o deprindere ce datează din vremea strămoșilor noștri primitivi. Este posibil ca atunci mamele să fi mestecat mâncare bebelușilor și să le-o fi transferat acestora direct de la ele din gură. Chiar după ce copiii dezvoltau dinți și puteau mesteca, este posibil ca mamele să fi continuat să-și apropie buzele de obrajii copiilor pentru a-i alina. Această teorie a comportamentului învățat este susținută de faptul că nu toți oamenii se sărută. Anumite triburi, susțin antropologii, nu au acest obicei. Mai exact, se pare că 10% din populația globului nu practică acest gest. Desigur că nu toți cercetătorii împărtășesc acest punct de vedere. Ei consideră că sărutul este un instinct, ca dovadă că a fost observat și la unele animale. Majoritatea animalelor își freacă nasurile reciproc, însă unele preferă să-și apropie buzele. De exemplu, maimuțele bonobo găsesc o multitudine de scuze pentru a face schimb de salivă între ele. Se folosesc de acest obicei pentru a se împăca după certuri, pentru a se alina unele pe altele, pentru a crea legături sociale. Ba uneori, fac asta chiar și fără a avea un motiv anume, așa cum facem și noi. Astăzi, cea mai larg acceptată teorie referitoare la sărut este aceea că oamenii se folosesc de acest gest pentru a mirosi calitățile partenerilor. Atunci când fețele a doi indivizi sunt apropiate,
Feromonilor comunică, făcând schimb de informații biologice legate de posibilitatea celor doi de a avea urmași sănătoși. De exemplu, femeile preferă în mod inconștient bărbații al căror miros indică faptul că aceștia au gene din sistemul imunitar diferite de ale lor. Astfel, ele au șansa de a da naștere unor urmași cu un sistem imunitar mai puternic și cu mai multe șanse de supraviețuire. Și nu în ultimul rând, să ținem cont și că buzele și limba au terminații nervoase care în timpul sărutului ajută la intensificarea sentimentelor. Mulțumim invitatelor noastre de astăzi, doamna doctor Elena Danteș, medic primar pneumolog. Mulțumesc și eu și vă anunț că noi, pneumologii constanțeni, suntem întotdeauna aici pentru dumneavoastră, pentru sănătatea plămânului. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim și Aura Togan, medic specialist dermatolog, mulțumim pentru informațiile pe care le-ai adus astăzi. Și eu vă mulțumesc foarte frumos pentru oportunitatea care am avut-o astăzi și așteptăm pacienții în complexul Flora să discutăm mai multe în funcție de fiecare ce probleme are. Mulțumesc mult! Mulțumim și publicului care ne-a fost alături în platou. Până la viitoarea noastră întâlnire vă provocăm să ne spuneți de ce ne place berea. Pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul emisiunii arenamedicală.ro, dați-ne de știre că viața dumneavoastră vă interesează, că ați decis să nu mai fiți pacient și nu uitați oricând puteți veni la întâlnirile clubului ISIS. Specialiști din toate domeniile medicinei sunt gata să vă ofere cele mai bune sfaturi. Sunt Andreea Badehahui, vă aștept din nou săptămâna viitoare în Arena Medicală. Acest program v-a fost oferit de ISIS Spital Privat.